Până să-mi dau seama că vreau să mă fac actor, am făcut o grămadă de lucruri. Printre lucrurile astea am făcut arhitectură, modele 3D, site-uri, animații și încercări nereușite de jocuri care n-au văzut niciodată lumina zilei. Unul dintre prietenii mei m-a rugat să-i trimit niște fișiere cu modele 3D pe care le-am făcut acum foarte mult timp, pentru că avea nevoie de ele pentru licență. Așa că am luat hardul meu vechi și m-am uitat peste el. Undeva, în adâncul lui, am găsit un folder cu filmări vechi de la tata. Și aici a venit momentul în care ar trebui să vă dați seama de ce fac videoclipul ăsta. Adică e momentul în care eu ar trebui să vă zic cum ar trebui să vă facă să vă simțiți și voi să judecați dacă vă face sau nu să vă simțiți așa. Secretul acestui videoclip e că nu știu de ce îl fac. Hai să explic. Toată viața am putut să văd doar dintr-o singură perspectivă. A mea. Logic. Asta e valabil pentru toată lumea. Toți vedem lumea cum credem noi că este. Toți avem propriul bagaj de experiențe, amintiri, relații pe care îl purtăm cu noi. Lumea e ca un fel de aeroport mare. Undeva în mintea noastră știm că bagajul nostru diferă foarte tare de celelalte. Dar având acces doar la al nostru, ne e foarte ușor să ignorăm asta. Eu nici nu am amintiri prea vechi. Adică prima mea amintire, sau mă rog, ce zic eu că e prima mea amintire, e când mergeam cu bunicul meu pe stradă imediat după ce mi-am spart arcada, cât timp eram la locul de joacă cu el. Și mi-amintesc foarte vag o porțiune din drum, o imagine foarte neclară și cum mă ținea de mână și cât de supărat era. De fapt, nici nu cred că era supărat, cred că era foarte speriat de ce o să-i facă maica mea când o să ajungem acasă. Oricum, nici măcar n-am de unde să știu dacă sigur asta e ce vedeam atunci prin ochii mei. Adică imaginea pe care o văd în mintea mea, n-am cum să știu dacă ea e adevărată. Pentru că, sincer, nu știu ce mi-amintesc. Amintirile noastre se tot schimbă și dacă ar fi să mă iau după spusele mele, prima mea amintire e de când m-am botezat. Pentru că aparent, când m-au întrebat în clasa 1 sau a 2 care e cea mai veche amintire a mea, le-am zis că eu mi-amintesc cum m-au băgat în cristelniță la botez. Și da, era în fața tuturor colegilor din clasă. Și a învățătoarei. De-aia am fost mereu fascinat de capsule ale timpului. De faptul că poți să vezi frânturi din trecut pe care mintea ta nu le mai ține minte. Și poți să le vezi la adevărata lor valoare, exact cât și cum erau ele de fapt. Cum poți să vezi etichetele de pe bagajul tău și prin ce țări a trecut, exact așa poți să vezi pe unde ai trecut tu de-a lungul timpului. Când eram mic aveam un DVD player, o adevărată relicvă acum, dar atunci era apogeul tehnologiei. Faptul că puteam să văd Shrek și Johnny Q la discreție era un lux pe care nu-l luam de bun cum fac acum cu Netflix. Aveam și un loc lângă bloc, un garaj în blocul unei foste colege de generală, de unde luam tot timpul DVD-uri. Și era un folie de plastic. Ideea e că pe atunci nici măcar n-aveam trailere la care să mă uit sau chestii de genul ăsta, așa că mă uitam la pozele care erau tot timpul super saturate de pe ele și pe spate la descrieri și de obicei așa alegeam filmul. Într-un fel pe asta se și bazează relația mea cu tata, prin văzutul filmelor împreună. Și mă mai întrebați de ce m-am făcut actor. Revenind la ce spuneam la început, în folderul pe care l-am găsit pe hard, erau filmulețele tatei din vacanță. Tot timpul, oriunde mergeam, el era cu o cameră prinsă de gât și filma. Sunt zeci de ore filmate pentru fiecare dintre vacanțele astea. Și deși n-au posterele flashy după care mă ghineam când eram mic sau un cuprins extraordinar pe spate, am recunoscut câteva dintre clasicele care erau la un moment dat scrise cu marker negru pe CD-uri. Exact cum sunt acum scrise în foldere. Vacanță Tenerife 2006, Răzvi citește, Cuba 2003. Tata făcea meniurile astea care pentru mine erau cel mai apropiat lucru de conținut interactiv de genul Bandersnatch. Împărțea vacanțele pe capitole, punea muzică care se potrivească locului în care fusesem și le punea cu mândrie în sufragerie când veneau în vizită prieteni. Nu sunt 8K, n-au 60 de frame-uri pe secundă și, sincer, se cam și blochează uneori. Și pot fi corny, adică super corny. Dar sunt atât de sincere pentru cum eram atunci, pentru cât de mici eram, și eu și ai mei. Pentru ce îl interesa pe tata să filmeze atunci. Multe peisaje, viniete scurte de familie sau cu mine citind, sau cu mine care mă scarpin la o sărbare, sau
când spun o poezie. Mă concentrez foarte mult pe prezent și pe viitor. Adică fac foarte multe lucruri ca să devin persoana care vreau să devin. Dar uneori dau din greșeală peste trecut. Și cum ziceam mai devreme că lumea este un mare aeroport, dau din greșeală și peste bagajele celorlalți. Intru fără să vreau în bagajele colegilor mei de clasă, în bagajele alor mei și ale bunicilor mei. Și mă lovesc nu de partea aia de bagaj pe care o ținem curată și deschisă și... Mă lovesc de partea aia de care nici noi nu ne amintim, unde găsești periuțe de dinți vechi și bluze preferate care s-au rupt și pe care nu le porți decât în casă. Și, cum spuneam, nu știu de ce fac videoclipul ăsta, adică încă sunt cu textul de la el în mână. Poate vreau să-i mulțumesc tatei pentru amintirile astea pe care le-am găsit, sau... Poate vreau încă un bagaj de care să mă lovesc pe viitor, sau... Poate vreau ca tu să îți deschizi un album foto vechi care o să cadă dintr-un raft, sau poate să-ți scrii o scrisoare care o să vină peste nu știu câți ani, să o deschizi, să vezi cum gândeai acum. Poate e doar nostalgia care mă împinge de la spate. Sau poate că uneori e pur și simplu frumos să îți prinzi camera de gât și să filmezi ceva sincer, care o să-ți rămână peste ani.